Dragi mei prieteni, în vremuri străvechi, forma de adresare, de conviețuire, de atitudine om cu om era bazată pe o lege foarte simplă, care datorită mai multor circumstanțe de creștere așa a populației în care noi ne aflăm astăzi, a ajuns să nu mai fie cunoscută de bieții noștri compatrioți. Ei bine, această lege în trecut se putea numi urcarea în grad spiritual, cum ar fi preotul, sau în grad social, cum ar fi politicianul, datorită unor merite obiective, adică ceea ce noi am putea spune astăzi, că unul dintre noi este ales de către colectiv, de către trib, de către bloc, este promovat și orientat să ne ghideze, să ne instruiască, să ne conducă spre un scop mai mare decât pot eu ca individ singur să-l am. Your grandfather said, a great man doesn't seek to lead. He's called to it. And he answers. Se spune la una din aceste categorii, ales de popor, politician sau președinte, adică un om care ar trebui să unească prin diverse legi aprobate oamenii de planurile lor. E bine, totuși, ceea ce s-a pierdut în această lume care noi trăim este greu de observat, pentru că nu mai există sistem de comparație la cum se alege un om prin merite obiective. Ei bine, astăzi, în lumea în care noi suntem, alegem un conducător din punct de vedere subiectiv, mai exact pentru realizarea propriilor noastre interese și nevoi, în detrimentul folosului social comun în care noi trăim ca trib și în detrimentul a ce alte generații din viitor au nevoie. Și cum am spune noi astăzi, un fel de după noi potopul, da? Și de asta vreau să înțelegem astăzi cum putem să alegem un om prin merite obiective, adică prin rezultatele pe care el le are. Guaranteed result. Bine, exact în acest punct al modului în care această expansiune a lumii digitale, vedem cam orice papă lapte cumva care abia acum îi se șterge laptele de la gură, pricepe și el că este o pâine foarte bună de mâncat cu lucrurile astea, cu dezvoltarea sau instrucția sau conducerea altora, și stabilește cartierul general undeva în culisele lumii virtuale, digitale, sau așteptând cumva să intre în Parlament și este pus acolo, propovăduind tot felul de scheme artificiale, visate în imaginația lui semi-atrofiată ca fiind veridice pentru a îndruma sau pentru a orienta o masă de oameni. E bine, un astfel de comerciant, de conducător sau de intermediar nu face decât să preia dintr-o parte și să bolborosească într-un fel în cealaltă, fără să aibă niciun fel de proprie verificare, fără să facă niciun fel de plată, nicio suferință să aibă, niciun fel de experiență cultivată și fără nicio investiție reală a modului său spiritual de a vedea viața. Another politician. Jeez. Let's not talk about it. Ei bine, acest gen de comerciant conducător social probabil a pus și el mâna pe o carte sfântă sau pe o carte de medicină, cum este Tratat complet de medicină legală de la Mina Minovici, să spunem, și începe cumva să dea în stampă pe la televizor sau prin media tot felul de emisiuni de codcodălceli care sunt cumva editate după și se expune așa ca să fie foarte mult apreciat și aplaudat și validat de către această masă de oameni care nu este productivă societății sau divinității, adică acei oameni care se uită la TV sau pe mainstream într-una, care se numesc privitori la ceilalți. Și acești oameni, din păcate, sunt doar consumatori care așteaptă pe alții să le dea ordine constant. Ceea ce vreau pentru tine să verifici că acest gen de comerciant, poate spiritual, financiar sau cultural sau social, nu cunoaște, dar nu pentru că nu vrea, ci pentru că rețeaua lui de neuroni nu-i permite efectele la ceea ce ar fi bine să știe cu un conducător adevărat pentru oameni e bine să faci. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life. Astfel, el nu face decât să-și dea cu părerea, dacă să spun cumva este medic, despre valorile doar citite în teorie, dar neverificate niciodată în laborator, pe care glicemia este bine să le aibă la un om. Are you really a doctor? Bine, o astfel de specie doar teoretică și care bolborosește foarte mult, ea se auto-alege subiectiv, mai ales prin faptul că nu muncește real, adică nu transformă în el substanțele necesare vieții sale spirituale viitoare și astfel
trăiești doar de pe averea sau moștenirea unor oameni sau ale vreunei bunici tamari. Are you listening? Damn. Yeah. Astfel de om putea fi observat că pe spatele jilțului de la biroul său stau atârnate tot felul de hârtii onorifice sau diplome, tot felul de acreditări sau tot felul de științe care i-au acordat așa mai multe merite, adică acei oameni naivi care doar pe cale teoretică acordă diplome unii între ceilalți ca să li se ofere în societate încredere. Bine, un astfel de comerciant sau iz de profet nu va înceta să-i facă pe alții să râdă tocmai din motivul că așa a citit prin niște cărți medicale că este bine să-i facă pe oameni să râdă, însemnând pentru el relaxarea sistemului nervos al privitorului sau al ascultătorului și implicit a venit cu o sugestie trimisă chiar de acest comerciant care să fie ușor acceptată pentru că sistemul nervos al privitorului este cumva atrofiat și nu mai are un factor de decizie și de logică stăpân. Ei bine, în acest fel se conduce astăzi o masă de oameni care nu se pot conduce pe ei înșiși și aleg fără să știe un om care are astfel de capacități. O astfel de atitudine de a aduce râsul într-o formă de conducere, ca formă de comunicare cu un trip, cu un colectiv, cu niște oameni, nefiind cumva naturală condiției de creștere spirituală a omului, nu face decât să desprindă din privitor sau din ascultător orice posibilitate ar mai fi acolo prin grațiile tainice ale divinității la vreun loc așa în ierarhiile cerești spre a fi de folos cosmosului în care noi trăim. Și de asta vreau să vezi că tot ceea ce tu azi asculți, e bine să ai o logică, o determinare, o ascultare activă, să vezi ce fel de oameni pot fi adevărați, autentici, originali, cu prestigiu, doar prin verificările lor proprii, fără să fie nevoie să asculți pe cei care doar se infatuează pe media fără să aibă ceva real de adus în viața ta. Și de asta te supun verificării cu aceste lucruri. Să-ți fie de bine!